Salutare tuturor! Suntem din nou la Pastila pentru Suflet și astăzi vom descoperi împreună cum putem slăbi, chiar dacă ne plac mâncăruri, dulciuri și paste făinoase. Avem o persoană foarte specială. Aici vom afla secretele de la o femeie specială care a reușit în ultimii ani să, în urma carierei ei și de-a lungul carierei ei, să ajute peste 3500 de persoane să slăbească, folosim metoda ei. Și am mare onoare să o am invitată pe Sonia Burtic. Bine Sonia! Bine, v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur de această zi minunată. Cu mare drag. Vreau să încep cu o întrebare directă. De ce și-ar dori un medic să ajute mii de oameni să slăbească? Ca medic, îmi doresc să aduc binele în viața oamenilor și să salvez vieți. Poate te gândești pe păi cum, prin nutriție, prin alimentație, salvezi o viață. Prin mai multe moduri. În primul rând, prin prevenția care se creează, pentru că. Majoritatea bolilor, afecțiunilor sunt din cauza unei alimentații incorrecte și de lungă durată, pe de-o parte, iar pe de altă parte niciodată nu este prea târziu să-ți schimbi stilul de viață. Sunt și, din păcate, majoritatea pacienților mei nu sunt doar persoane cu kilograme în plus, la asta se mai adaugă și diverse patologii și atunci chiar și în acest moment în care te confrunți cu o problemă de sănătate, deja ajuți omul prin faptul că îi schimbi alimentația, deci uh, clar îi salvezi viața. Asta are, este are motivul. Are șanse de reușită mai mare un medic ce a fost uh, supraponderol, datorită putere exemplu sau un medic așa slim fit ca tine? Um, nu cred că în asta stă succesul, deoarece medicina este o știință exactă se bazează pe studiu, pe experiență și asta însemna că un medic care tratează pacienți ar trebui să fi suferit de mai multe afecțiuni, de infart, de cancere, doamne ferește și altele. Deci nu cred că în asta stă succesul. Consider că experiența, dedicarea și studiul care trebuie să fie în permanență sunt, de fapt, calitățile pe care trebuie să le aibă un medic, dar mai ales și dăruirea și pasiunea față de pacient și să-l vadă dincolo de faptul că este un pacient, este un om care își pune toată încrederea în tine și să nu îl dezamăgești. Când ai luat decizia, eu vreau să tratez oamenii, mă fac doctor. <hâ> Ce vârstă să ai? Din totdeauna am simțit asta? Am, am simțit că asta ca o este exact. Ca o chemare. A fost menirea mea din totdeauna. Din copilărie, mi-am gândit că eram undeva clasele primare când am spus eu vreau să fiu medic, dar o simțeam, pentru că nu am niciun exemplu în familie, părinții mei nu fac parte deloc din uh, domeniul medical, uh, cu atât mai mult. Uite, de exemplu, când eram copil, îmi spune mama, niciodată nu te-am văzut să te joci de-a doctorița sau să faci injecții sau nimic, absolut deloc. Însă am simțit, am simțit că asta a fost uh, chemarea mea din totdeauna și simt în continuare și sunt convinsă pentru că Dumnezeu așa a așezat lucrurile în viața mea încât uh, zi de zi îmi arată, n-aș spune că îmi demonstrează, că Dumnezeu nu trebuie să ne demonstreze nimic, dar mi arată că asta. Acesta este motivul pentru care el m-a lăsat pe pământ și mă bucur. Mă bucur. M-a de... De susținut doar bun început sau a, a fost dificil să-i convingi? Plus și minus. <laughs> Cum spuneam, ei nu fac parte din domeniul medical. Sunt doi oameni care. Prin iubire s-au unit și au construit tot ceea ce au făcut până în ziua de azi, uh, și datorită faptului că am fost un copil uh, premiant cu note bune la Olimpiada tot timpul, și-au dorit cumva să învăț în continuare. Deci n-ar fi vrut să mă opresc din studiu, dar să aleg o meserie mai ușoară. Uh, mai ales, tata a fost. Uh, așa împotrivă din tot sufletul chiar și când am dat admiterea la prima facultate, cea de medicină generală după mi-a spus îți spun sincer mă bucur dar poate mi-e pă cu păcat în adevăratul sens al cuvântului sufletul meu mă gândeam dacă o să cadă admiterea poate totuși renunță la, la acest vis pentru că își dorea ceva mai ușor cu un program stabil, el și-ar fi dorit foarte mult să merg pe domeniul de magistratură dar nu, am zis că nu, ta a fost asta aici. a fost, da, clar. Am cunoscut mulți oameni, dar nu așa o, oameni care să aibă atâta studii. Medicina generală, după care a doua facultate, poți să ne spui tu, adică de ce ai luat parcursul să studiezi mai multe facultăți? Cum, ce ai simțit că nu știi destul încât să te duci să cauți? Uh -huh. Ideea e că despre nutriție am fost întotdeauna pasionată. Chiar în urmă cu ceva timp îmi trimisese mama mea o poză, aveam vreo 12 ani și de unde am copilărit și am crescut, eu nu era, putem să spunem aici, cărțurești. Iar eu când mergeam într-un oraș mare să merg la cărțurești, era vis pentru mine și îmi cumpăram o grămadă. Și foarte interesant, ca să vezi că totul vine de la tine, aveam o poză undeva vreo 12-13 cărți așa, toate erau de nutriție, toate, toate erau de nutriție uh, și de asta spun, partea asta de alimentație, stil de viață sănătos m-a atras din totdeauna iar în momentul în care am luat decizia să studiez și a doua facultate, cea de nutriție și dietetică, a fost uh, atunci când uh, la facultatea de medicină generală cu care am început, în momentul în care am uh, ajuns la materia de fiziopatologie, Fiziopatologie înseamnă materie în care înveți la nivel de celulă ce se întâmplă în fiecare patologie. Ce se, pentru că de acolo pleacă totul, de acolo încep schimbările. Și în final, la fiecare patologie, la cauze, în top 3 era alimentația și atât, punct nu se dezvolta ce anume din alimentație. Și aici mie mi-a ridicat un semn de întrebare și am început să aprofundez atât prin studiul meu individual și am luat decizia să urmez și cea de-a doua facultate. Legat de ce spuneam mai devreme, că părinții mei n-au fost neapărat de acord. Când am mers la admitere la facultate de nutriție, nu le-am spus absolut deloc, pentru că înainte le-am sugerat că mi-ar plăcea și când au auzit șoc, nu, deloc. Nu le-am spus și am anunțat doar după. Zic, tată, am intrat în primii trei la facultate. S-a bucurat. Da. spune -mi despre conceptul tău, Son Slim. Cum ai dezvoltat acest concept? Este un concept care, de fapt, înseamnă toată munca mea de până acum. L-am construit cu dăruire, cu pasiune, cu multă muncă și a crescut progresiv. Nu e nimic ce a apărut peste noapte. Um, am plecat de la ideea că fiecare om care vine cu kilograme în plus E mai mult decât o persoană care este supraponderală sau obeză Și atunci, de la primul pacient până în prezent Chiar dacă la început mulți îmi spuneau Ei, o să-ți pierzi răbdarea pe timp Din potrivă, mi se pare că cu cât am evoluat am mai multă răbdare și înțelepciune, îl înțeleg. Ce anume a adus la a avea kilograme în plus? Fie că a trecut printr-un divorț, fie că are un stil de viață stresant, un job stresant, multe traume, neîmpliniri, probleme de sănătate cu care se confruntă și își regăsește liniștea prin mâncare. prin mâncare, exact. Sau scuza că nu dorm, sunt obosit și mă afund în mâncare, dar nu asta este soluția. Iar în primul rând de acolo trebuie să pleci Să vezi de ce a ajuns o persoană să aibă kilograme în plus Trebuie să tratezi cauza și nu doar efectul Dacă vrei cu adevărat să-i schimbi viața Eu nu-mi doresc doar o persoană care a slăbit și atât Îmi doresc ca din mâna mea să iasă un om cu un stil de viață sănătos Care să-și vindece cauzele, să zicem, care au dus la momentul prezent și de acolo încolo începem să dezvoltăm pas cu pas. Niciun pacient nu seamănă cu celălalt. Trebuie să te adaptezi în permanență pacientului, tocmai de aceea eu nici nu cred în, într-o dietă standard sau în reguli stricte, în reguli standard. Pe care absolut, absolut. Dacă inclusiv chirurgia unde sunt uh, protocoale, chiar și acolo se personalizează în funcție de pacient, pentru că nici măcar anatomia noi o învățăm. Dar în momentul când începem o operație ne dăm seama că ce în uh, Atlas nu e cu ce se întâmplă în uh, față. Dacă nici acolo nu că e, e așa. Durează doar și cât o un program de altă. Programele mele încep de la 3 luni. Pot fi de 3 luni, 6 luni, 4 luni, depinde de cât are nevoie persoana exact, dar minim 3 luni. Acum o să ne gândim, mai ales cei care spun, dar eu am 5 kg de slăbit, n-am nevoie de o dietă de 3 luni. Adevărat. Iar în cele 3 luni, de exemplu, prima este lună. Reînvățarea. Absolut. Prima lună este strict dieta pe care o realizez pentru a. Pierde kilogramele în plus dacă e nevoie doar de o lună de dietă, iar luna 2-3 din program reprezintă etapa a doua, perioada de acomodare, așa cum îmi place mie să o definez: este perioada în care eu îl învăț pe pacient să nu mai aibă nevoie de mine. Și să știe să-și creeze singur un stil de viață sănătos, pentru că asta este problema majorității persoanelor. Ok, eu slăbesc, dar ce fac după? Da, mă întorc la vechiul stil de viață? Clar nu, dar nici nu poți să fii o viață întreagă la dietă pentru că nu este Fere normal. E un stil de, de viață. Absolut. Iar eu te învăț să nu mai ai nevoie de mine, să știi cum să mănânci de toate, sănătos, să ți le combini corect și să poți să păstrezi acest stil de viață sănătos, indiferent de stilul de viață pe care l-ai, pentru că nu toată lumea își permite acest lux de a găti zilnic, de a-și pregăti acasă, dar dacă știi să faci alegerile corecte, poți chiar și să îți comanzi în ora sau că pleci într-o vacanță în delegații să faci alegeri corecte. Este posibil să-mi dau seama după prima întâlnire că nu mi se potrivește programul? Sincer, așa cum ai văzut, am peste 3500 de persoane cu care am lucrat. Nu mi s-a întâmplat până acum să vină cineva să-mi spună nu pot să țin dieta pentru că nu-mi place. Se întâmplă să. Zis, pentru, pentru fiecare în parte, o, o dietă diferită? Absolut. Sau ai una de un 70% și pe faci no. pentru fiecare? Nu, deci fiecare dietă este de la zero că de aici pleacă această siguranță și omul rezonează cu ea. Cum reușesc să fac o astfel de dietă, contează în primul rând consultații. Protocolul de consultație este foarte bine pus la punct și detaliat um, și îl denumesc protocol pentru că are mai multe etape. Este un chestionar cu câteva zeci de întrebări pe care îl parcurge fiecare pacient. Fie că vine în clinică fizic și ne vedem face-to-face face sau colaborăm online, trebuie să răspundă la fiecare întrebare. Și este și un avantaj, pentru că dacă eu îți pun ție acum întrebările, n-ai poate timp suficient să te gândești la toate detaliile. În schimb, când stai liniștit, te gândești, poți să-mi detaliez. Pe mine mă ajută să am cât mai multe detalii. Iar etapa a doua a protocolului de consultație îl reprezintă un tabel de monitorizare al meselor în care timp de câteva zile pacientul îmi spune absolut tot ceea ce consumă și îl fac să înțeleagă cât de importantă este comunicarea și transparența. Eu nu cer aceste detalii ca să-l judec sau să-l critic. Dacă să imagine clară. Absolut. Și atunci, de exemplu, dacă e o persoană care mănâncă mai uh, tradițional românesc, cu mămăliguță, tocană, ciorbă, și nu mi-ar spune adevărul și aș face o dietă cu supă, cremă, chino, avocado, alimente pe care poate nu le-a consumat niciodată sau doar le-a gustat, evident că n-ar avea cum să rezoneze și clar nici succes nu am avea, oricât de bună ar fi dieta pe care eu am conceput-o. În schimb, dacă este eu sincer... Exact. În schimb, eu în acest caz pot să-i creez o dietă care, în momentul în care își pregătește mesele, el o să găsească și ciorbă, și tocăniță, și o mămăliguță, și orice altceva. El, pentru el va fi o schimbare foarte mare din punct de vedere al gustului, dar fundamental este complet diferit, pentru că combinațiile sunt diferite, modul de pregătire, raportul dintre fiecare aliment și atunci ăsta este un secret din acest succes pe care îl are fiecare pacient, faptul că reușește ca dieta pe care o are să semne cumva cu vechiul stil exact. de viață, cu preferințele. Dar fundamental Dar este... Un complet, absolut, aceeași mărie cu altă pălărie, cum s-ar spune. Dăm câteva exemple de pacienți care au avut rezultate spectaculoase și care le-ai schimbat viața. Adică, plecat de la 100 și a ajuns la 70 sau nu știu. Sau... Da, um, am. Um... Mulți pacienți, am mulți pacienți care au slăbit 40, 45, 50 de kilograme și mă bucur că se se mențin. mențin, da, în fiecare an de sărbători în special îmi scriu și mă amuz așa am 40 de kilograme în minus, mă mențin, îmi dau poză cu ce și-au pregătit de Crăciun, își păstrează în continuare rețetele pe care le-au învățat de la mine. Aș începe cu acestea, însă bucuria și succesul pe care îl ating cu fiecare pacient nu ține neapărat de numărul de kilograme pe care îl slăvește. De ce? Dacă o doamnă are de slăvit doar 5 kg și pe asta o face fericită. Faptul că a slăbit 5 kg, eu mă bucur alături de ea, pentru că este un succes pe care l-am atins. Mă bucur la fel ca și pentru pacientul care a slăbit 50 de kilograme. Însă, în munca mea nu este vorba doar despre kilogramele în minus, este vorba despre robân, redobândirea sănătății. Și aici satisfacția crește mult mai mult. Spre exemplu, sunt multe femei, din păcate, anual am zeci de astfel de cazuri, când vin la mine după ani întregi de încercări, tratamente eșuate, din păcate, pentru a rămâne însărcinată. Exact. Și, într-un final, unele de bunăvoie, altele vin la mine la recomandarea medicului ginecolog, pentru că un medic ginecolog, cardiolog, care este cinstit și onest față de pacientul său, îi va spune cât de importantă este și alimentația în această conduită a tratamentului. Nu, nu locuiește una pe alta, da, da, nu asta vreau să spun, dar sunt complementare. Și după ani întregi de fertilizări în care medicul ginecolog îi spune ești ok, din punct de vedere ginecologic nu ai nicio problemă, dar pur și simplu nu se întâmplă uh, și în special sunt pacientele care suferă de sindromul ovarelor polichistice, vin, și cu multe nici nu ajung la greutatea, dorită, nu știu, de exemplu, trebuie să slăbească 20-25 de kilograme, au slăbit 10-12 și uh, într-o dimineață mi începe ziua așa, am să-ți dau o veste și deja știu ce urmează, pentru simplul fapt că deja organismul a început să se echilibreze, ea reușește să devină mamă într-o formă naturală, fără să mai forțăm organismul, fără tratamente hormonale agresive, și este o minune. După ani întregi, bineînțeles că totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, dar știm și că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și aici deja vorbim despre o satisfacție pe care nu pot să o descriu în cuvinte. De asemenea, sunt pacienți care vin la recomandarea medicului endocrinolog pentru că au probleme cu glanda tiroidă, suferă de hipotiroidism sau tiroida leneșă și multe persoane care se confruntă cu această problemă cred că sunt condamnate la avea kilograme în plus și se complac cumva cu această idee, chid că nu și-ar dori cu adevărat și știm bine că aceste aceste pacienți sau pacienți, că lucrăm și cu domni, atunci când încep tratamentul știu că trebuie să-l ia toată viața, însă eu am experiență cu pacienți care în momentul când au mers la controlul endocrinologic după ce au slăbit cât era nevoie, 10, 15, 20 de kilograme, le-a spus nu mai e nevoie de tratamentul de substituție. A fost, sincer, a fost o uimire și pentru mine, pentru că totuși am studiat medicina generală, unde ne învață că odată ce tratamentul a fost început, trebuie urmat toată viața și cumva te învață cum trebuie să crești, doza de la un anumit timp, uite că viața demonstrează contrariul. Oamenii grași de obicei au, se gândesc doar la aspectul fizic, dar e clar că să fii supraponderal e mai mult și o problemă de sănătate. Da. Corect? Absolut. De asta spuneam că nu mă acces doar pentru a pierde kilogramele în plus ca să arătăm mai bine, să mi se potrivească o rochie, o ținută. Bineînțeles că este importantă și frumusețea și să te simți mai bine și acea senzație când atunci când te privești dimineața în oglindă, și îți porți place. Să porți care ți-ai dorit totdeauna și Absolut. deci nu contest asta, dar totuși e un lucru Secundar. superficial. Da. Exact. De multe ori mă întreabă diverse persoane, cum să mă motivez pentru a slăbi. Și între devine ce îți dorești tu? Îți dorești să poate acum ai 30 de ani, îți dorești ca la 50 de ani să fii energic, frumos, din interior, sănătos sau îți dorești să fii cu punga de medicamente și să te plângi și să fii ca o persoană de 100 de ani? Deci, în primul rând este vorba despre sănătate. Iar o persoană care are kilograme în plus, Clar, este o persoană care nu are cum să evolueze, nu are cum să aibă o sănătate din ce în ce mai bună. În momentul când suferi de obezitate, nu ai cum să fii un om sănătos. Eu nu judec și nu critic oamenii care se confruntă cu această problemă, nu, nu, acesta este scopul, dar nici nu pot să spun acceptă-te așa cum ești. Practic, ți-aș spune să te accepti să fii bolnav, exact ca și cum, Doamne ferește, un om care are cancer, dacă este tot o boală, i uh, ea spune, las, accept așa cum ești, nu mai fă nimic. Același lucru ar fi și... Să lucrezi. Da. Uh, am o întrebare care în ultimii ani de cercetare sau de căutarea mea, am observat și știi că și-am avut problemă cu greutatea. Uh -huh. Și te felicit pentru Mulțumesc forma am la am care ai ajuns multumesc. și cum te-ai schimbat. Mulțumesc. Uh, și mi-am dat seama și specialiștii pe care eu urmează, mă de afară, e clar că de foarte multe ori sau de cel mai multe ori, așa cum vorbeam și înainte să începem podcastul, cel mai mare drog legal din lume e clar că e mâncarea. Și uh, nu numai cea procesată. Dacă poate să fie cea mai mare drog din lume, să mănânci și două kg de pepene sau 3 kg de pepene, pentru că ești adictat la zahărul din pepene, nu la, la forma lui naturală. Da. Uh, nici nici mai vorbim acum de toate celelalte cu MSG, cu zahărul, cu corn syrup, cu siropul de... Da. Astea Asta deja știu ei cum să le facă, dar așa în natură încât să te, să te facă Eu și mai de adictiv. de trei ore de <laughs> exact. discuții. Dar din uh, căutările mele, eu, cel puțin, personal, mi-am dat seama că poate un... Nu vreau să, să să dau o cifră, că nu sunt specialist, dar cred că un 67% 70 din, din oameni, nu cred că sunt conștienți că există o mare corelație între traumă și felul în care mănânci. Și există. Cum spuneam și mai devreme, pentru faptul că am înțeles asta... Tocmai de aceea eu discut și este foarte importantă relația medic-pacient. Extrem de importantă. Pentru că dacă tu, ca medic, ok, are de slăbit 30 de kilograme, ai făcut o dietă, o ține, o ține, nu ține, asta este, tu ai făcut treaba, n-ai cum să, să este reușești. Trebuie să afli ce îl trigăruiește pe el, la ce Absolut. oră, unde, după ce s-a certat, după ce când a început să-i bate inima, când a început să aibă nevoie de ceva, când... Absolut și uite, faptul că eu ofer asistență permanentă pacienților mei. Ce înseamnă asta? Dacă luăm telefonul meu, acum am sute de notificări pentru că ei îmi scriu, exact cum ai spus tu, în momentul când au o problemă sau se lovesc de o situație pe care nu știu să o gestioneze, îmi scriu. Adică nu este suficient să te întâlnești cu pacientul, nu știu, o dată la o săptămână sau o dată la lună. Nu, pentru că în acest timp trebuie să respecte ceea ce tu ai conceput. Iar tu știi ce ai conceput, el doar ți-a dat încredere și uh, s-a lăsat pe mâna ta, și tu ești responsabil de el în toată această perioadă. Cum poți să-mi dai exemple clare? Adică o, să, o să vin și eu cu niște exemple care din viața mea uh -huh. și din viața celor care am observat în jurul meu. Exemple clare de lucruri care le-ai văzut că sunt foarte bine corelate cu trauma și cu mâncarea. Adică când omul folosește, e clar, cum am mers de mult la un terapeut și zic bag dulce în continuu mine și el le spune de, dă, 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 de dragoste. Ai nevoie de dragoste. Că băgam un mine, mâncam cât un carton de prăjitori. Mm -hmm. uh, în primul rând, jobul, Toată lumea spune sunt stresat la job, am determinat un proiect, nu reușesc să dorm și de asta mănânc. În special dulce. Uh, iarăși sunt uh, care îmi spun eu pot să renunț la mâncare, dar nu pot să renunț la dulce. Pe păi asta este problema. Nu trebuie să renunți nici la dulce, dar tocmai de aia nu poți să controlezi acea poftă excesivă de dulce, pentru că tu nu-i dai organismului tău hrană. nevoie. Exact. Dacă, iar organismul își, îți spune exact, eu vreau, hrană, vreau macro și micronutrienți. El îți dă semnale, dar tu îi dai în continuare dulce. Tu îi dai multe calorii, dar de fapt nu-l hrănești. Goale. Goale. Și sunt pacienți care, spuneam și mai devreme, mănâncă chiar și de 10 ori pe zi de ceva dulce. Pare ireal. Nu este un... Nu pare rău că am pus acolo. Da, cum, și un după baton de ciocolată, o bomboană, un biscuite... Să-ți să crească zahărul pe glicemit pe, 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 da. index iarăși, iarăși coboră, iarăși, 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 iarăși ești în continuu Absolut. într -o... Ești într-un crescendo, exact. Uh, și... Uh, îi simt pentru că după atâția ani îți dai seama cum... ce gândește omul și fără să-l spună și când le spun o să ajungi să nu mai fii dependent sunt... Nu au încredere. Dar de ce? Odată ce tu te echilibrezi din punct de vedere alimentar, atunci când tragem linie la final de zi, organismul tău a primit tot ceea ce are nevoie, acea poftă de dulce care tu crezi că ea te coordonează pe tine, o să vezi cât de ușor poți să o coordonezi, cu atât mai mult pentru faptul că eu în dietele pe care le, le realizez pentru fiecare pacient eu nu exclud niciun aliment, nici măcar dulcele. În decurs de săptămână, ai voie să mănânci cel puțin o dată, de două ori, uneori chiar de trei ori, câte un desert. Și cred că este mai mult decât rezonabil. Um... De la cineva care mânca de cinci ori pe zi? Absolut, absolut. Și o luăm treptat. Prima dată ne organizăm aici, iar dacă omul își dorește să aprofundeze și mai mult un stil de viață sănătos, bineînțeles că atunci poți să-l învăț și cum să consume un desert sănătos, cum putem să înlocuim zahărul alb procesat cu miere de albine. Dar până să ne înlocuim, chiar și faptul că în loc să mănânce un baton din supermarket care are termen de expirare ani de zile, prefer să meargă la cofetăria lui preferată unde dorești și să savurezi o felie de prăjitură care abia ce a fost preparată și este proaspătă, este exact. o variantă mult mai bună și mai sănătoasă. Uh, Mi-am dat seama într-unul dintre posturile negre, doar cu apă de un lucru incredibil, adică că noi când suntem mici ne creăm niște filte în baza unor emoții care ne s-au întâmplat ca traumă și la un moment dat, după aia în viață, pe timp de zi, când se întâmplă ceva și simțim golul în stomac, când ne cade energia și avem nevoie de. Cum zice, cârjile calorii. Se Avem nevoie de energie, de fapt. Vrem să ne numim energia din altceva, pentru că noi nu știm dacă facem față sau nu o mm -hmm. E o formă Un... de apărare. Bravo! În postul negru mi-am dat seama că o dată ce nu mai e nimic, după treia zi când se închide uh, sistemul digestiv, și când îți vorbește cineva sau ceva, nu te mai afectează. Și atunci nu mai e nevoie de lucruri din afară, că îți găsești puterea ta interioară și știi cum să-ți conserve energia. Mm -hmm. Și cred că aici e cea mai mare problemă de obicei, că noi nu știm cum să ne conservăm energia zi de zi. Da, și pacienții mei nici nu au timpul necesar să se gândească la asta, dar, într-adevăr, eu așa văd lucrurile și îi fac deja și această parte odată cu programul pe care îl creez. Unii dintre ei încep programul slăbit cu o perioadă de detox. Okay. Acest detox eu îl denumesc detox doar pentru a-l diferenția de parte de dietă, dar nu are niciun fel de legătură cu ceea ce se gândesc oamenii în general când spun detox. detox. În primul rând, nu înseamnă fometare, nu are niciun efect laxativ, deci poți să-ți continui activitățile de zi cu zi, dar ce se întâmplă? Se elimină toxinele, pacientul este încântat că în șapte zile de detox vedem undeva între 3 și 5 kg în minus, dar odată cu eliminarea de toxine, se produce și o încărcare a organismului cu vitamine și minerale, și le spun, ai să vezi că după primele trei zile de detox vei deborda de energie, te vei trezi cu mult mai multă vitalitate sunt, și spun, sunt convinsă că ai dimineți în care te trezești mai obosit decât te-ai pus să te odihnești și zic, wow, incredibil, de unde știi? Mă confrunt cu asta. Pentru că toate acestea se întâmplă din cauza toxinelor acumulate și da, trebuie să știi să-ți pregătești organismul sau să știi tu ca specialist să creezi dieta încât uh, organismul să fie pregătit pentru pacientul respectiv și cu dieta de asemenea trebuie să îl uh, ajuți să se hrănească cu adevărat dar să nu se frustreze și să nu ajungă în impasul acela de ce mă fac în acest moment? Întotdeauna să fie cum pasă înaintea stărilor care, da, care și vin. Da, și vorbea veche, că dacă ajungi deja să fie foame, e deja târziu, că organismul deja... Absolut. Trebuie să mănânci înainte să fie foame. Sau să-l înveți. După două săptămâni în care începi să-ți creezi un program alimentar, cât de cât, nu sunt de acord cu ora fixă, deci nu dacă la ora 12 și trebuie luat prânzul la 12 neapărat lăsăm tot, nu, las că și la ora 1 este bine, dar odată ce introduci un anumit ritm, ai să vezi cum organismul tău îți va da deja semne. Uh, am câteva întrebări. Te rog. Micul dejun, obligatoriu sau nu? Obligatoriu, dar micul dejun nu înseamnă doar ouă, cărnați și șuncă. Micul dejun poate fi variat și diversificat. Uh, eu întotdeauna recomand să respectăm cele trei mese principale ale zilei. Gustările sunt opționale și variază de la persoană la persoană și chiar și în cadrul unei persoane variază de la zi la zi. Pentru că sunt zile în care poate ai nevoie de o gustare, pentru că ești mai solicitat, mai obosit, mai stresat și organismul tău are nevoie. Sau sunt zile în care nu ai nevoie. Așadar, eu nu îți impun nimic, îți ofer soluții pentru diverse situații. Legat de micul dejun, recomand să începem ziua cu un mic dejun, dar cum spunea, micul dejun nu trebuie să fie neapărat ceva consistent. Poate să fie și un iaurt, poate să fie și un smoothie cu diverse semințe, cu cereale, cu fibre, da? Organismul are nevoie de fibre. Deci micul dejun are mai multe variante, dar pe de altă parte poate să fie și un toast cu un ou, cu un avocado, cu brânză. Depinde și la asta trebuie să adaptez în funcție de programul pacientului. Sunt pacienți care în prima oră când se trezesc, trebuie să facă tot, pentru că după aia intră la muncă și nu mai au pauză 6-7 ore. N-ai cum unei persoane de acest gen să-i spui nu lua micul dejun, că n-ar avea cum să funcționeze. A doua întrebare. Nu mănânci fructe după ora 14? Nu mănânci fructe, în general, imediat după masă, aș spune Mai bine eu. Ai înainte de masă. Mai bine înainte să o pauză de cel puțin uh, două ore, pentru că ele sunt o binecuvântare pentru organism. Da, dar, exact, și trebuie să le mănânci în momentul potrivit. I uh, eu am o vorbă pe care îmi place să o spun de fiecare dată. Un măr mâncat în momentul nepotrivit face mai mult rău decât un burger corect conceput consumat în momentul potrivit. Nu bei apă cu o jumătate de oră înainte de masă și după masă. E, apă bem tot timpul. <laughs> nu, cred că cumva s-a dus la extrem pentru a părea mai interesant, dar hai să nu ne foarte mult de bază, de tradițional și de normal. Apa nu afectează -o oricând ai consuma-o. Important este să fie o apă de bună calitate, să fie o apă bogată în minerale și nu o apă goală. Goală. Grăsimile în grașă? Grăsimile în grașă nu și cele în... sănătoase. În grașă și nu în grașă. până la urmă și cele sănătoase consumate într o cantitate prea mare în grașă. Dar problema cu grăsimile din punctul meu de vedere nu este aici, ci ce fel de grăsim consumăm trebuie să avem grijă la, să le spunem în termen popular, grăsim bune și uh, grăsimile rele. Acelea rele sunt cele care cresc colesterolul rău, adică LDL colesterol și de acelea trebuie să ne ferim, pentru că dacă comparăm grăsimile sănătoase cu cele nesănătoase din punct de vedere caloric sunt cam la fel, mici, mari diferențe da. sunt nesemnificative din punct de vedere al calorilor dar diferența majoră este ce fac ele în organismul nostru și atunci încurajez consumul de grăsimi și nu trebuie să ne ferim nici măcar de untura de casă nici măcar de unt, nici măcar de o feliuță de slănină nu mâncăm excesiv, nu trebuie să ne ferim de, de toate acestea, în schimb trebuie să ne de tot ce înseamnă grăsimi trans, grăsimi hidrogenate. Uleiuri care nu sunt sănătoase? Absolut. Uleiurile acestea și gătite. gătite pentru că, da, de deci exemplu... În afară, în afară, în afară de ulei de măsline, plictimat și toate celelalte... Da, și celelalte poți să le consum unele, dar în varianta fără să le gătim, să nu le supunem procesului termic. Uleiul de avocado, uleiul de semințe de in sunt... Sănătate o... curat. Absolut, sunt... Uh... Dacă mănânci după ora șase, te îngrași? Sau e bine să... Care... Cu câte ore înainte să dormi bine să mănânci. Asta este dacă întrebarea tu nu mănânci, mănânci după ora 6 și te culci la 2 noaptea, deci ai târziu. Adică ar fi trebuit să mănânci la 10, ca să fie cu 4 ore înainte. Și definești ce faci în acel interval orar, pentru că dacă tu după aia te pui pe canapea și te uiți la podcast, atunci poate ar fi bine totuși să ai cina la ora 7, da, chiar da. dacă dorm la 11-12. Uite, de exemplu, eu când sunt de gardă, noi nu doar eu toată echipa, nu dormim toată noaptea, pentru că muncim, operăm și asta, cum ar fi să mănânc ultima dată seara la 6 și să mai mănânc până a doua zi la prânz? Că a, nu aș ai avea cum. Ai de nu aș avea cum fizic să, să rezist. Ce mănânci în timpul nopții ca să poți să să-ți gestionezi și să-ți conserve energia? În general, încerc de dinainte să preconizez cum va fi. Ideal încerc tot timpul undeva la ora 90 să-mi iau ultima masă consistentă pentru, pentru că, de ce, noi poate terminăm viața la 5-6 de operat și îmi este suficient, dar mai am diverse gustări, mai am migdale, caju, mai am câte un fruct, că dacă în noapte la 2-3 am nevoie de ceva, mai mănânc câte un fruct. Seara încerc în principal să aleg o proteină slabă, dar de bună calitate, pește, pui de casă, ouă de casă, brânză. La prânz, înainte pe zi, încerc pe cât posibil să am o ciorbă, o ciorbă cu cât mai multe legume, carne, dacă nu atunci la fel, mâncare gătită și aceste gustări mă ajută în special, ciocolată neagră, iarăși când sunt de gardă folosesc ciocolată neagră, 90%, de asemenea în cafea, că vă dați seama, consum și noaptea cafea, mai împun câte o linguriță de cacao, îmi place foarte mult și miere, eu am un borcanaș cu miere la spital, colegii mei mai râd din când în când uh, ești cu orcănașul miere. după tine, da? Și mai o câte o linguriță de miere pentru că îmi dă energie, este și gustoasă, îmi place foarte mult și așa reușesc să am un ritm uh, sănătos. Este cum să mănânci sănătos? Este cel mai economisitor din punctul meu de vedere și asta îmi spun și pacienții, îmi spun după prima lună de dietă în general, uh, spun până acum nu conștientizam cât de multă mâncare, câtă mâncare aruncam și câți bani cheltuiam fără sens, pentru că mergeam la cumpărături, luam multe alimente pe care într-un final ajungeam să nu le folosesc. Evident, acestea se strică și sunt o În schimb, acum știu exact ce trebuie să cumpăr și cât trebuie să cumpăr și nu mai am de ce să fac cumpărături inutile. Proteinele de origine animală, sunt complete sau incomplete? Proteinele de origine animală sau. Nu, vegetală. vegetale. da. Proteinele de origine vegetală sunt importante, dar cred că nu le putem compara cu cele de origine vegetală. Nu se înlocuiesc una pe cealaltă. Deci Cineva care e vegan are nevoie de niște proteine care au toți cei 21 de aminoacizi, adică ar avea nevoie de. Absolut. O bucată de la săptămână sau absolut. curcan sau pește sau ceva. Absolut. Uh, și mulți vegani sunt care își suplinesc aceste deficite cu bedreșpe, prin, cu... Absolut, prin suplimente alimentare. Dar aminoacizii toți și complet tonul ei din... Asta, asta -am să spun. Și acolo o să pot, uh, o să să niște probleme cu anxietatea cu depresia și cu niște lucruri, pentru că nu primește. Și primești. probleme neurologice. Iar asta se întâmplă undeva după, începând de la trei ani de vegetarism, de, de a fi vegetarian adică, rezultatele se văd în timp Da, mai. vitamina B12 deci, se stochează în organism Și are un depozit De 3-5 ani diferă De la om la om Asta se întâmplă, spre exemplu, și în cazul Pacienților cu gastric sleeve Pentru că vitamina B12 deci, se absorbe În uh, stomac Datorită factorului intrinsec chestă. Și odată ce tu nu ai o parte Din stomac, nu mai ai Pe unde să absorbi acea vitamină Iar efectul nu se vede imediat după iar, în timp, în ani. În, în timp. Și eu le văd exact în momentul în care apar. De ce? Pentru că un pacient care și-a făcut micșorarea de stomac, nu vine imediat la mine. Vine cam după 4-5 ani, când începe din nou să acumuleze kilogramele, pentru că, da, slăbești după o astfel de intervenție, însă chirurgul nu te învață să mănânci sănătos și tu ai rămas cu vechile obiceiuri. Vin la mine, pentru că încep din nou să pună kilograme în plus, alții, din păcate, le-au pus pe toate la loc în momentul când ajung la mine, dar vin și cu acest deficit major de vitamina B12 și de multe ori nici nu știu, doar se plâng și îmi spun am avut femei care mi-au spus, Sonia, am ajuns să-mi fie frică să-mi țin copilul în brațe pentru că scap, îmi lasă puterea din mână ei și... De la b Da, și este dureros să vezi că se întâmplă toate acestea și este mult mai greu să repar ceva stricat. Nu este imposibil, însă de explic prin că are nevoie de sau prin, și prin B12 injectabil sau B12 oralt, nu? Trebuie să facem niște analize să vedem cât de mare este deficitul și atunci... Dar se poate pune pe picioare, adică? Bineînțeles, nu, nu este imposibil. Doar că trebuie zilnic? Da, și trebuie să ai pe răbdare să înțeleagă că nu s-a întâmplat peste noapte, nici nu o să se rezolve peste noapte, dar oricum se va rezolva mult mai repede. Care sunt top 3 alimente pe care ar trebui să le excludem definitiv din alimentația noastră? Începând cu zahărul, ok. Da, pe care îl știm cu toții. Eu aș spune... Ai putea să-l consideri și tu că este poate cel mai mare dușman? Da, și zahărul al procesat, pentru că, în schimb, noi avem o mulțime de alte variante. Avem zahăr brun, zahăr de cocos, miere, că toți spun de miere, o recomand cu tot sufletul. Uh sau dacă totuși, nu știu, poate chiar nu reușim să acordăm atât de multă atenție asupra ceea ce mâncăm, să fim conștienți să nu îl consumăm zi de zi, nu îl punem și în cafea, nu îl toată ziua biscui sau pentru că el este ascuns în multe alte alimente. și, și mâncăruri sărate, nu mâncărul mâncăruri dulci. Și duci. în iaurt. tocmai de aceea niciodată eu nu recomand iaurtul cu 0% grăsimi. Absolut. Și mai vin pacientele așa drăguțe și îmi spun, mi-am luat iaurt cu 0 la grăsim. Și spun, eu ce cât am... Grișon. Eu spun, cât am trecut? la mine totul este clar în dietă. Păi a spus 3,5, de m-am gândit că este mai bine. Zic, nu, îmi pare rău trebuie... și explic de ce. Apropo de explicat, eu merg pe principiu exact ca și când educi un copil. Degeaba îi spune nu fa asta, așa atât. Eu întotdeauna le explic și pacienților de ce să nu faci asta sau ce se întâmplă dacă alegi asta sau dacă alegi cealaltă. Să revin la întrebare. Să evităm asta, să evităm, în primul rând, tot ce înseamnă mâncare procesată, să ne ferim, pentru că noi știm ce ne afectează, dar cumva continuăm. Continuăm da tot ce înseamnă mezeluri, mâncare procesată, mâncăruri prăjit. fast food, prăjit excesiv. Acum că folosim o linguriță de ulei când facem niște legume sote sau așa, nu se întâmplă absolut nimic rău. Dar prăjala aceea în baie de ulei este nocivă, nocivă. Pentru că nu vorbim doar despre kilograme în plus, vorbim despre sănătate. Toate acestea creează un cerc vicios care... Fac exact ceea ce nu ne dorim și favorizează apariția problemelor grave de sănătate. Care sunt cele mai mari distrageri care pun în pericol în plan de slăbire? Când încep să slăbești. <laughs> de fiecare dată le spun pacientelor la prima consultație, după lună, prima lună de slăbit, când sunt fericite, entuziasmate, deja deci au 7-8-10 kg slăbite și spun bravo, felicitări, sunt mândră de tine, dar acum nu ne culcăm pe ureche uh, pentru că deja te simți mai bine într-o rochie, ai mai multă energie, ai las că mai merge în loc de un morcov pun doi, în loc de de pâine pun una și jumătate uh, și tot așa și acolo. când e bine, uită. Uh -huh, exact. Asta este un factor mare și poate atunci când ai kilograme plus, eh, cum tu făceam, ce început să slăbesc, să nu, chiar acolo este pe de o parte, pe de altă parte stilul de viață și familia, prietenii. Eu văd diferența de reușită la pacientele la care soțul le este alături, familia sau care chiar se ascund de faptul că urmează o dietă. Asta nu înseamnă că nu pot să reușească. Dar e mult mai sănătos când e împreună, adică când dai frigiderul și nu găsești tot felul de prostii, și ai cu Sau vă care, înțelegere. efectiv, le susțin. Uite, acum ai făcut să-mi amintesc de o pacientă care a slăbit undeva la 38 de kilograme și îți spun sincer că am făcut un grup pe oață pe care era și soțul ei care n-avea nevoie de slăbit și, efectiv, pe când ajungea de la muncă, îi pregătea masa, prânzul, cina. da, da. da. Mi s-a părut fantastic și cred că este o dovadă de iubire. Da, da. Uh, din cei ce 3500 de oameni care ai reușit să-i facă să, 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 să slăbească, care este procentajul feminin, care este masculin? Of, cred că 95% sunt femei. Sunt și domni care apelează la mine, în special Iau decizia când au deja un exemplu feminin, fie că sora, soția, mama, colega de la serviciu mi-a fost sau mi este pacientă, a văzut-o, o are drept exemplu și atunci ajunge și la mine. Așa, de primă intenție, mai rar, dar de obicei, așa ajung și domnii la mine. Um, Însă, dacă stau să analizez, sunt mai sunteți mai conștiincioși, pentru că, în general, o femeie a încercat multe diete până să ajungă la mine, și vine cu tot felul de. Um, să spun, traume, poate e un cuvânt prea mare, dar a încercat, sunt multe eșecuri pentru că ea a încercat o dietă de la o prietenă, o dietă de pe internet care evident că nu are cum să funcționeze, să schimbe viața și cumva este mai neîncrezătoare. Însă un bărbat n-a încercat atâtea și ok, acum sunt focusat pe dietă, fac ce trebuie, nu sunt influențat nici de în ce perioada lunii mă găsesc, nici dacă am fost stresat, e, e, se poate focusa e mai, bol, mai bine. Atâta. Se prioritizează. Și asta încerc și eu să le învăț pe pacientele mele, să le spun: Nu este egoism să te pui pe primul loc, dar tu ești centrul Universului tău. E important să fii tu bine să, cu să -ți tine. să dai iubire. Absolut. Noastră. Și dacă de la tine pleacă tot, dar tu nu ești ok, n-ai cum să funcționezi. Sonia, observi că este o creștere uriașă în partea asta, adică e o epidemie a luatului în proporții? Da. Și crește pe zi ce trece adică, sau pe an ce trece? Crește și... Pentru că noi, 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 noi nu eram o țară de grași. Nu, dar acum dacă ne uităm, din păcate, dacă, nu, o, dacă o persoană nu e obeză, supraponderală mai mult ca sigur deci ar fi, este. Ar fi nevoie de un program național de slăbire? Da, dar ar trebui să începem în primul rând de la copii. Eu am, pacienții mei încep de la vârstă de 5 ani. Aici este o muncă mult mai mare, pentru că tu nu ai un singur pacient acolo, ai cel puțin trei, copilul și părinții, dar de obicei sunt și bunicii implicați. Copilul este cea mai mică problemă până la urmă, pentru că. Dar el va deveni ce obiceiurile reducă? părinților și a bunicilor. Pentru că. Vin... Oricum, el vine genetic cu... Vin părinții și îmi spun, nu mai pot să controlez, nu știu ce să-i dau să mănânce, nu mă ascultă. Și mă uit la părinți și întreb, dar dumneavoastră ce mâncați? Păi eu n-am timp. Sau ce aveți în frigider? Sau ce da, aveți păi în... eu am timp, păi eu așa, păi devină ce mănâncă la școală, îi devin... Nu. Pentru că tu ți duci copilul și atunci încep de acolo să lucrezi, iar în momentul în care reușesc în familie să schimb lucrurile, pentru copil este foarte ușor, pentru că e, tu ești lui el absorbe ceea ce vede în, în familie. Iar la școală, de asemenea, este ușor să menegerez. Legat de ce m-ai întrebat, da, un program național mai detaliat decât faptul că trebuie să consumăm zilnic fructe și legume, e necesar și consider că încă din începutul anilor de școală da, ar fi necesară o, o educație. educație. De, de, de nutriție și alimentație. Absolut. Um, uite, compara. Ar fi foarte bine chiar de la școală și la grădiniță, adică să existe clar, în afară de cele de semințe, ce să le explice asta, e asta, asta, e asta. Da, în alte țări există, dar nu peste tot, deci nu suntem noi neapărat România oaia neagră. Uh, și cel mai bine am văzut acest exemplu, o fetiță. 12 ani cam așa avea când am colaborat cu ea. Și îmi spunea mama ei, până acum nu am avut probleme cu ea cu kilogramele, după ce am schimbat țara și mediul, au început să apară. La început era într-o țară în care exista acest program de educație alimentară, de copiii la școală primeau gustări sănătoase, aveau inclusiv câteva ore pe săptămână. A mers într-o altă țară în care, ca și gustare de la școală, primea chipsuri, burgeri, fast food, junk food. Atunci a început -a în cap, problema da. și mi s-a părut atât de frumos, dar trist în același timp, cum poți să observi ce impact are asupra unui copil okay. educația. Cum te pot găsi oamenii? Mă pot găsi simplu. Instagram, Facebook, cum? Da, pe toate platformele de socializare. Sonia Burtic, doctor Sonia Burtic, atât pe Instagram, pe Facebook. Îi invit să acceseze și site-ul unde găsesc așa adunat uh, totul despre mine. Avem și un canal de YouTube unde mă bucur și le mulțumesc pacienților mei că împărtășesc direct experiența lor. Fiecare transmite acolo ceea ce simte și... A, și voi abludați da. poveștile lor. ei pregătesc, dar ceva foarte natural. Dimineața, în bucătărie, în mașină, la job, după job, deci foarte natural nimic pregătit. În câteva minute transmit ceea ce își doresc, pentru că eu cred în puterea exemplului și cred că fiecare pacient care trece prin mâna mea și care își expune povestea va schimba la viața lui cel puțin o persoană și este mare lucru să reușești să faci asta. Felicitări, sună pentru tot ce faci. Doamne, ajută-mă. Și mulți. la cât mai mulți oameni să ajuți și să-i salvezi. Că e un lucru foarte important și foarte nobil în partea ta ce faci. Felicitări și îți mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Mult succes! Doamnește. Noi ne revedem! Nu uitați să vă abonați și să serviți cu alții aceste informații incredibile. Vă mulțumesc mult de nou și vă pupăm!